În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Iubiți credincioși, astăzi Sfinții Părinți ne-au rânduit a ne prezenta un fapt de viață, o vindecare pe care Mântuitorul a săvârșit-o în timpul șederii sale pe pământ. Dar timpul care s-a scurs de la evenimentul acesta până la noi îmi dă voie să mă gândesc la actul acesta al vindecării nu ca la un fapt petrecut odată de mult, ci ca la o pildă din care să învățăm ceva. Ei, iată ce ne zice Sfântul Evanghelist Matei. Într-una din zile a venit la Iisus un sutaș. Și a spus: învățătorule, sluga mea este bolnavă și de multă vreme zace în pat. Ai milă de ea. Și atunci Mântuitorul i-a zis: voi veni și o voi vindeca. Și el a răspuns: Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul casei mele. Țin numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Căci și eu am oameni sub stăpânirea mea. Și zic acestuia du-te și se duce, celuilalt vino și vine, și slujitorului meu îi zic fă acestea și face. Și atunci Mântuitorul a zis: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Fie ție după cuvântul tău, credința ta te-a mântuit. Și încheie Sfântul Evanghelist Matei și s-a tămăduit slujitorul lui în ceasul acela. Nu este credincioși, de foarte multe ori ne-am aplecat asupra acestei vindecări, dar până acum niciodată nu m-am gândit să vă prezint ca pe o vindecare, ca posibilitate pe care Dumnezeu a făcut-o. Și poate că n-aș fi făcut-o nici astăzi, dacă nu s-ar fi întâmplat ca acum vreo 3 zile, mergând pe stradă între două slujbe, am trecut pe lângă un gard atât de aproape încât un câine din curtea respectivă, fără să latre la început, s-a apropiat în viteză și aproape că a atins cu botul de reverenda mea. Și în momentul acela a și lătrat, nu m-a atins. Dar în acel moment am simțit că partea dreaptă, cea care era lângă gard, a paralizat complet. Ca să mă înțelegeți mai bine, nu o paralizie de nu puteam să mai merg, dar m-a străpuns un fior, parcă m-ar fi fulgerat. Și atunci mi-am dat seama că organismul meu funcționează. În ce sens? Dumnezeu ne-a dat de toate. Trebuie să fim foarte atenți la stimuli. Și mă gândeam să vă prezint puțin lucrul acesta, pentru că m-am gândit așa: dacă un stimul din exterior, cum a fost un lătrat de câine și o apropiere periculoasă față de mine, a fost percepută de organismul meu astfel încât să se elibereze adrenalină și jumătate din corpul care era mai aproape de pericol să ia măsuri, încât mie să mi se lumineze conștiința că dacă atunci mi-ar fi tăiat cineva o mână, sigur nu curgea sânge. Așa am simțit atunci. Și m-am gândit că sunt dator să spun despre lucrul acesta, simțind că trebuie să știm cu toții cum să ne canalizăm emoțiile și cum putem să scoatem din noi tot ceea ce ne trebuie, astfel încât să nu fie nevoie de altă intervenție. De ce m-am gândit la lucrul acesta? Pentru că aveam în cap vindecarea de astăzi a slugii sutașului. Sutașul nu neapărat i-a zis Mântuitorului sau celor care erau în jurul lui. Ne-a zis nouă, dacă știm cum să ascultăm cuvântul acesta. Zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Înseamnă că există posibilitatea în noi ca prin credință să ne vindecăm
și pe noi și pe cei din jur. Ceea ce s-a și întâmplat cu sluga aceea, pentru că pe credința mărturisită de sutaș, nici măcar n-a mai fost nevoie ca Mântuitorul să-l atingă sau să-i vorbească celui bolnav. Așa se întâmplă și cu noi dacă tratăm corpul nostru ca pe sluga noastră. Pentru că lui îi spunem, du-te și se duce, fă asta și face, vino și vine. Noi trebuie să facem însă un pact. Ce semnale primim și ce semnale trebuie să le dăm deoparte. Organismul meu, în momentul în care simțea un pericol, a luat măsuri. A făcut astfel încât dacă ajungea prin acela la mine, cred că nu pățeam nimic. Așa de mult am simțit în mine fiorul respectiv, încât chiar știu că jumătate din corpul meu n-ar fi pățit nimic. Și atunci, nu cumva putem să mergem și mai departe și să înțelegem că orice stimul din exterior, dacă suntem atenți să-l primim în subconștientul nostru și prin rugăciune putem ajunge și la subconștient, o să vă spun mai departe, organismul nostru va elibera tot ceea ce trebuie să vindece, să liniștească și să putem să ne simțim bine. O altă experiență pe care am trăit-o duminica trecută, ceea ce nu credeam că mai pot să mai trăiesc experiențe noi în ceea ce privește slujirea. Eram departe, la vreo 850 de kilometri. Eram la Băile Felix și într-un parc frumos acolo, trecând pe lângă o bisericuță, m-au năpădit toate amintirile cu părintele Arsenie. Era o bisericuță de lemn și avea mirosul bisericuței de la Techirghiol. Acel miros a dezvoltat în mine tot ceea ce înseamnă amintire despre un om și amintire despre mine însumi. Și m-am gândit eu așa, în nebunia mea, ce frumos ar fi să slujesc și eu duminică aici. Și cu gândul acesta am stat toată săptămâna. M-am trezit duminică dimineață, frumos, veșminte la mine, tot ce-mi trebuie. Am citit pe ușa acolo că programul începea la ora 9, utrenia, și la 10, Sfânta Liturghie. Bineînțeles că la 8, fără un sfert, eram acolo. Era părintele în biserică, spovedea. M-am așezat și eu la rând, frumos. Acum nu știu ce a declanșat în părintele, când m-a văzut și cu crucea de gât, atunci mi-a dat seama, cred că a fost greșeala mea. Trebuia să mă duc mai smerit, dar mi-a zis părintele Arsenie că, tată, de când ți-a dat crucea, te s-o porți. Și am purtat-o. Numai că în momentul în care m-a văzut, și n-am o figură, cum să vă spun, cred eu despre mine, fioroasă sau cine știe cum, a zis, dumneata până aici, știe vlădica al nostru că vrei să slujești aici? Atunci am schimbat și o foaia și zic, da, părinte, eu am venit să stau la strană. Mă ierte Dumnezeu că... M-am gândit să îi fac mai ușoară puțin situația asta. Că nu era obișnuit omul când a plecat de acasă dimineață, nu știa el că o să întâlnească cu mine. Da, că oricum nu putem sluji astăzi împreună, pentru că trebuie să știe vlădica și trebuie să vedea niște aprobări. Acum eu aveam următoarea alternativă la a rămâne. Puteam să plec la vreo 500 de metri, era o altă biserică și mă gândeam că poate acolo nu o să găsesc așa un preot care să-mi zică de la început și poate mă primește. Dar am zis nu, pentru că eu am venit aici după mirosul copilăriei mele, după mirosul teologiei mele și după mirosul duhovnicului meu. Și am rămas. Am rămas să văd și eu cam cum mai este la strană. Cu părintele Arsenie v-am spus, am slujit numai o dată ca diacon și o dată ca preot. Și zic, uite, și acum mi se oferă șansa de a sta la strană, să cânt la strană. Na, n-ai să vezi nici bani. Că la strană era un cântăreț, nu ca studenții noștri care să mai uite așa cu condescendență la mine, că mi-ar fi dat voie, dar nu,
era cam cu vreo 10-15 ani mai bătrân decât mine și m-a ținut acolo în colț. Am stat foarte cu minte, zic eu foarte cu minte, pentru că nu i-am deranjat absolut deloc. Numai că după, la momentul acțiunului, zic, da, Maica Domnului, ajută-mi. Îmblânzește într-un fel să mă lase să cânt acțiunul și m-a lăsat. M-a lăsat. Am cântat acțiunul de-al minteri cum am ținut să-l cânt și astăzi. Avea tot așa o stație, m-am apropiat de microfon, am închis ochii când aveam partitură și eu când n-am pe ce să mă uit, închid ochii și merge. Am cântat, zic eu, frumos, pentru că în momentul acela m-a bătut pe spate Nina Cântărețu și zic că înseamnă de bine și m-am dus în altar să mă împărtășesc. Cumva, când m-a văzut părintele în altar, de ce nu mi-ai spus de dimineață? Nu, n-am înțeles ce vrea să spună. Și până la urmă m-au lăsat și m-am împărtășit. De ce am deschis eu discuția asta? Să vă spun că am învățat ceva, un lucru foarte interesant. Nu depindem de nimic și de nimeni. În trăirile pe care le avem, în emoțiile pe care poate organismul nostru să le folosească în vindecare. Nu știți câtă pace mi-a dat starea mea, și acum îmi pare rău că o spun fără falsă modestie, starea mea de smerenie de la strană, în care am fost lăsat de către Maica Domnului numai acțiunul să-l cânt. Am simțit că se poate. Am simțit că nu sunt dependent de a mă lăsa cineva să trăiesc frumos. Că n-am putut să slujesc, o să o țin minte toată viața. Dar măcar am zis acțiunul și m-am împărtășit. Și pentru mine a fost suficient și va fi suficient. Chiar atunci împlineam 30 de ani de la căsătorie, vă imaginați. Mulțumesc! Aș fi vrut să slujesc, mulțumesc lui Dumnezeu, dar cred că a fost primită mulțumirea și din poziția de la strană. Dar mi-am dat seama de un lucru pe care trebuie să vi-l spun neapărat. Sistemul în care suntem ancorați și mai ales în care vin zdrobitoarele așa cum peste noi, este un sistem care nu ne poate face absolut nimic rău dacă știm cum să-l înfruntăm. Înfruntarea sistemului nu se face pe față. Este un sistem. Știți că ori de câte ori am plecat, am slujit. Slavă Domnului, am slujit la Paris de vreo 5 ori, am slujit în Madrid, am slujit la Bergen, am slujit la Vaasa, în Finlanda. Și iată că în casa noastră n-am putut să slujesc. Că este un ordin dat de patriarhie, că se știe vlădica locului și vlădica de la care pleci, ca să poți sluji. Și am zis, ăsta este un sistem. Și m-am cercetat pe mine să vă învăț și pe dumneavoastră dacă sistemul ne poate face rău sau nu. Nu ne poate face rău dacă nu îl judecăm și dacă îl respectăm. Pentru că a face ascultare, după cum sunt Sfinții Părinți, ascultarea e mai mare decât jertfa. Ascultarea mea de a rămâne la strană, pentru că așa mi-a zis Părintele de acolo, a fost mai mult decât aș fi slujit. Și faptul că n-am plecat din biserică a fost mai de valoare decât am căuta încă în jumătate de oră să slujesc totuși undeva. Sau să fi căutat numărul de telefon al vlădicii de acolo, preasfințite, Sofronie, eu vreau să slujesc. Cred că mi-ar fi dat voie, dar nu, am zis, trebuie să învăț ceva. Și atunci, nu ne poate face absolut nimic rău, niciun sistem, dacă îl respectăm. De ce să respectăm? Pentru că a nu respecta sistemul înseamnă a ieși în față și a accepta ca roțile dințate ale sistemului să treacă prin tine și să te macine așa cum se macine grâul de a ajunge făină. Și am preferat să nu fac lucrul acesta, pentru că așa procedând pot să vă învăț mai departe ce înseamnă să nu depinzi de absolut nimic. Starea de pace și de liniște pe care vă dă faptul că ați acceptat regulile sistemului, să știți că nu vă poate lua nimeni. Starea de război pe care
ați accepta-o dacă v-ați lua cu sistemul la luptă, la trântă, v-ar face numai rău, pentru că organismul ar începe să se hrănească cu venin, ar începe să judece, ar începe organismul nostru să ne transmită numai și numai lucruri rele, ca și când am intra într-o hală murdară, fără să ne spună nimeni că e nevoie să facem curat și chiar fără să fie nevoie să facem curat, ne-am murdărit fantastic. Ei, cred că Evanghelia de astăzi ne învață că suntem independenți, în sensul frumos al cuvântului. N-a fost nevoie astăzi de, ca Mântuitorul nici măcar să-l vadă pe cel pe care l-a vindecat prin credința sutașului. Așa e și cu noi. Nu trebuie neapărat să ajungem în față, să ne vadă lumea sau să ne manifestăm în felul în care noi credem că ne manifestăm, ci trebuie să ne întoarcem în noi înșine și să ne aducem aminte de emoțiile pe care le-am trăit, de am vrut să facem ceva. Eu întotdeauna m-am gândit la poziția asta pe care o am aici de când eram înainte de a începe seminarul. De când eram mic, mă vedeam în fața lumii slujind și ascultând mai ales și spovedind. Nu am putut să stau mai mult de 2 ani și jumătate diacon pentru că nu mai puteam. Simțeam că trebuie să ajung duhovnic. Și iată că mi-a dat Dumnezeu puterea și posibilitatea de a fi martor al diaconiei altora. Ați văzut că strana noastră din ce în ce mai mult se schimbă pentru că noi aici ucenicim. Încă fratele Mădălin, pe care îl auziți mereu la Sfintele Masluri, luni a fost hirotonit diacon. Iată că lucrurile merg mai departe. Ce ar fi însemnat ca eu, atunci când m-a solicitat Mădălin, să mă anunțe că deja o să fie diacon și chiar a îndrăznit să mă întrebe dacă da sau nu. Zic, fratele meu, dar pentru ce te-ai pregătit? Mergi înainte. Păi, dar ce o să faceți? Acum are Dumnezeu grijă de noi. Sfântul Nicolae ne ajută să mergem mai departe. Și m-am bucurat tare mult că în loc să intru în panică și în loc să mă gândesc, aoleu, dar cu cine îl înlocuiesc, cum facem, cum dregem, a zis, Doamne, dacă e voia Ta, bineînțeles că tot Tu o rezolvi. Și am intrat într-o stare de pace. Starea de pace pe care am simțit-o la strană, în bisericuța în care n-am fost lăsat să slujesc. Și am simțit-o și o simt și acum ca pe o mare șansă a găsi pacea într-un lucru pe care alții l-ar înlocui cu războiul, să știți că e cel mai minunat lucru pentru organismul nostru. Sunt sigur că au fost eliberate suficiente endorfine în tot organismul meu încât să mă simt bine, așa cum am avut și stare de pace, am zis, Dumnezeu ne va ajuta și strana va merge mai departe. Sunt câteva mirese, câțiva miri care ne așteaptă la fel la slujbele de cununie, sunt copii pe care se botezăm, știe Dumnezeu pe cine să trimite și mulțumesc celor studenților mei că nu m-au lăsat și nu o să mă lase și pe Sfântul Nicolae de fapt nu o să-l lase. Dar când le va veni și lor rândul, să știe după acum că eu nu o să le stau în față. O să-i ajut cu ce pot, astfel încât să-și ia zborul așa cum trebuie. Ei, iată că revenim acum la situația noastră. Suntem așadar dependenți numai de noi, de cum știm să percepem lucrurile. Pentru că v-am spus și altă dată, Dumnezeu a dat o singură realitate, dar infinite posibilități de percepție. Nu putem să schimbăm vremea, nu putem să schimbăm sistemul, nu putem să schimbăm oameni de la conducere, dar putem să ne schimbăm pe noi, să nu-i judecăm, să ne vedem de ale noastre și să știți că a lucra conștient și subconștient este o realitate. Ca să vă mai descrețesc puțin, mi-aduc aminte, ca să rămân un termen tehnic la care țin foarte mult, s-a dus o soră de-a noastră la psiholog și după vreo 3-4-5 ședințe, doamna psiholog i-a spus, știi, soro, până acum am lucrat cu conștientul,
E, de acum înainte să știi că de ședința următoare trebuie să trecem la cealaltă parte, trebuie să lucrăm cu inconștientul. La care a zis pacienta, doamna doctor, nu cred că vine bărbată. E, acum, ca să înțelegem mai bine, totuși inconștient înseamnă altceva. Noi folosim 5% din partea conștientă și 95% rămâne partea subconștientă sau inconștientă. Și putem să o accesăm pe partea asta atât de mare încât să ne ajute la vindecare, la pace, la bucurie, la a trăi frumos, astfel încât noi să depășim cele 5% și să intrăm în partea subconștientă, așa cum a intrat pericolul printr-un lătrat de câine, de mi-a amorțit toată partea dreaptă, astfel încât dacă m-ar fi mușcat, nu se întâmpla nimic cu mine. Trebuie să învățăm că nu este nevoie de lucruri conștiente ca să facem frumosul și să trăim frumos. Trebuie să învățăm că Mântuitorul, numai dacă ni se arată nouă, odată, prin împărtășanie, prin slujire, prin a accepta din partea celorlalți orice tratament, ne poate spune mereu că acceptă credința noastră și nu e nevoie să intre sub acoperișul nostru, că nu suntem vrednici. Și se va tămădui slujitorul nostru, care este corpul nostru, care nu are nevoie de altceva din exterior, decât de conlucrarea cu noi înșine. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu ca astăzi, măcar, să înțelegem că nici zarva din oraș nu ne poate face nimic rău. Nici mizeria nu ne poate face nimic rău. Pe cât putem să luăm 5-6 hârtii și dacă vom mulți 5-6 cu cât suntem pe aici, cred că se face curat și în oraș, atât e treaba noastră. Dacă avem o sacoșă goală în mână și o umplem cu hârtii și cu peturi, am făcut totul. Poate să mai găsesc 2-3 și strada noastră va fi curată. Nu depindem de nimic dacă știm cum să ne purtăm, cum să ne educăm și cum să eliberăm emoție în noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.